Dragii mei, bine v-am găsit! Observ că vă plac poveștile din moment ce ați dat click pe aceasta. Așadar, vă invit să vă faceți comod și să ascultați cu atenție. Fie că e seară, ora de culcare, ora 4 după amiază sau miercuri la prânz, acum este momentul perfect pentru a asculta o poveste. O poveste este ca un cadou care te ajută să râzi, să crești și, cel mai important, să visezi. Dar înainte de a începe, nu uitați să dați un like acestui video. Iar dacă nu v-ați abonat încă, acum este momentul ideal să o faci. Pentru voi este gratuit, iar pe noi ne motivează să continuăm acest proiect. Haideți să începem! Seara cea mare a stelelor căzătoare. Mi-ar plăcea atât de mult să văd o stea căzătoare, zicea adesea Zefir. Ei bine, îi răspunse bunicul într-o seară, după cină, imediat ce toată lumea va merge la culcare, tu și cu mine vom merge afară și vom aștepta să vedem stelele căzătoare. Ușor, ușor, noaptea a început să coboare peste grădina bunicului. În curând, leagănul era cufundat în întuneric. Zefir privea curios cerul, în timp ce bunicul îi povestea. Iată că a venit și ora de culcare. Șoriceii își pun cămășile de noapte. Iepurașii se spală pe dinți. Ursuleții își caută jucăriile preferate cu care obișnuiesc să adoarmă, iar mamele păsări cântă rugăciuni și cântece de leagăn pentru puii lor. Sunt drăguțe poveștile tale, bunicule, spuse Zefir zâmbind. Dar când sosesc stelele căzătoare, de ce întârzie? Ai răbdare, îi răspunse bunicul cu blândețe. Privește! În scorbura bătrânului stejar, bufnița cea mare se prezentase deja la datorie. Toată noaptea avea să-l vegheze prietenii. Se făcuse întuneric de-a binelea, așa că bunicul aprinse felinarul. Deodată se auzi vocea lui Zefir. Bunicule, stelele căzătoare fac zgomot? Nu fac niciun zgomot, răspunse bunicul. Ceea ce ai auzit era un arici care alerga foșnit printre frunze. Zefir îl îmbrățișă mai strâns pe bunicul, ca să nu-i fie frig. Apoi așteptă răbdător atât de mult încât începu să caște. În curând apăru și luna, mare și strălucitoare. Ce frumoasă e! Exclamă băiatul. Ne-ar trebui o scară foarte mare ca să putem urca până la ea. Ce zici, bunicule? Ai venit cu mine pe lună? Bunicul izbucni în râs. Râse și Zefir, apoi întrebă din nou. Și stelele căzătoare, de ce întârzi atâta? Mi-ai promis că le vom vedea. Apoi își roti larg brațele spunând. Aș vrea să prind una din zbor, pe cea mai fină și mai strălucitoare. Să o pun într-o cutie și să-i ofer mamei. Ai răbdare, îi răspunse bunicul. Apoi îi arătă în sus cu degetul spunând. Iată, acela este luceafărul, steaua după care se orientează marinarii și călătorii. Zefir ridică ochii tot mai sus, capul sprijinit pe mână. Bunicul continuă să-i povestească. Dacă vezi o stea căzătoare, închide ochii și pune-ți o dorință. Apoi, pentru o vreme, totul păru că încremenește. Sprijinit de brațul bunicului, Zefir a dormit. Chiar atunci, o stea căzătoare străbătu bolta nopții. Bunicul închise ochii și zise, O, Doamne, mâine sau în altă zi, ajută-mă să pot aștepta din nou cu Zefir stelele căzătoare. Dragii mei copilași, iată ce putem învăța din această poveste. Lucrurile bune vin la cei care știu să aștepte. Uneori, așteptarea poate fi mai dificilă, dar răbdarea este recompensată cu momente speciale și dorințe împlinite. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Prăjitura bătrânei bunicuțe. A fost odată ca niciodată o bunicuță tare, tare bătrână, care locuia singură într-o căsuță aflată la răscruce de vânturi. Într-o zi, aceasta a copt o prăjitură cu făină de grâu și a lăsat-o înlărăcit pe masă.
și-a scos apoi șorțul și-a pus pantofii și a ieșit să aducă niște lemne cu roaba. Între timp, o pisică șireată care adulmecase mirosul delicios s-a strecurat în casă. S-a urcat pe taburet și de acolo pe masă, până când s-a pomenit în fața farfuriei cu bunătăți. Yummy, yummy! Chiar când se pregătea să o savureze, două găini, una gri și alta roșie, au venit și ele în mare grabă, atrase de mirosul apetisant. Tocmai se pregăteau și ele să ciugulească când a sosit și iepurașul. Țop, țop, urmat de un măgar și de un câine. S-au îngrămădit cu toții să admire prăjitura mai de aproape, dar chiar atunci au auzit o voce. Bună ziua, dragi oaspeți și distinsă adunare, a exclamat bunicuța, care tocmai se întorsese de la treburile ei. Frumos din partea voastră că ați venit pe la mine, pentru că, vedeți voi, astăzi este primăvară, a lătrat vesel câinele. Din bufetul cel mare, bunica a scos câte o farfurie pentru fiecare. Apoi a pus o față de masă frumoasă și a continuat. Nici nu știți ce fericită sunt că am oaspeți tocmai astăzi când este miercuri, s-a repezit măgarul. Bunica a tăiat prăjitura în felii egale, una pentru pisică, una pentru găina de culoarea cenușie, alta pentru găina roșie, apoi pentru iepure, apoi pentru măgar și câine și în cele din urmă și pentru ea. Pe farfurie nu a rămas nici măcar o firimitură. Toată lumea aștepta politicos, înainte de a degusta, dar mirosul îmbietor îi făcea să saliveze de poftă. Încă o dată, dragii mei musafiri, a spus bunica privindu-i cu blândețe și duioșie, vă mulțumesc că sunteți aici, pentru că astăzi este ziua mea. Pisica, găinile, iepurele, măgarul și câinele s-au uitat surprinși și încurcați unul la altul. Fug repede până acasă să caut niște lumânări, a mieunat pisica. O, nu, draga mea, stai liniștită, nu e nevoie, a oprit-o bunica. Mergem să-ți pregătim niște cadouri și ne întoarcem repede, au cotocit și găinile, ridicându-se pe rând de la masă. Cadouri? A râs bunicuța. Tocmai mi-ați făcut cel mai prețios cadou, prezența voastră. Singurătatea și liniștea sunt foarte greu de îndurat pentru o bunicuță bătrână ca mine, dar astăzi, datorită vouă, mă simt minunat. Spunând asta, bunica a mai pus un buștean pe foc. Pisica, găinile, iepurele, măgarul și câinele au rămas până seara târziu. După ce au savurat prăjitura cea gustoasă, au dansat, au spus glume și ghicitori și au promis cu toții bunicii că vor reveni și a doua zi. Dragii mei copilași, morala acestei povești este foarte simplă. Este important să împarți cu ceilalți și să fii bun. Prietenii și familia te fac fericit, iar recunoștința pentru timpul petrecut împreună face fiecare zi mai frumoasă. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante!